În continuarea conferinței o să ne vorbească doamna Florentina Almăjanu, director general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, pe tema asigurărilor de sănătate și a asigurărilor de malpraxis medical. Da, o să continui să vorbesc în măsura în care am și suportul tehnic. Stați o secundă că există încă probleme. Dar până se rezolvă problema tehnică, doamna avocat, nu mi-am schimbat părerea. N-am obținut un răspuns de la domnul Meninte, să știți, eu nu cred că este dânsul în măsură să vă răspundă la așa ceva. Discutând după acele lucruri din 25 aprilie cu diverse persoane implicate în unele premiere, unele în asigurări, unele în alte domenii, concluzia că am tot acolo ajunge, pentru că și la medici, și la avocați, există poate cum specializări. Mă și că nu-mi place și că nu vă place, mai degrabă nu vă place, trag în concluzia din medicină de 25 aprilie. Asta este. Tocmai colegii de la IPR, m-au rugat de dimineață să pun, dacă se poate, niște floare pe masa de lucrare, referitor la niște cursuri de specializare în medicină pentru adresate mediatorilor. Deci, mă așteptam să... Pe logica aceasta, înseamnă că mediatorul urmează de acum încolo să facă vreo 475 de specializări. Dacă vreți să activați în toate domeniile, da. Nu, am stabilit deci, întrebările pentru sfârșitul prezentării. Vă rog, nu vreau să vorbesc nici despre concluziile evenimentului din 25 aprilie. Mi-am propus astăzi să încerc, datorită observațiilor de-a lungul timpului asupra faptului că există oarecare ușoară confuzie între mi-am propus astăzi să vorbesc despre aceste două tipuri de asigurări în paralel, nu făcând o paralelă, și să identific ușor diferența dintre aceste două tipuri de asigurări, pentru că se adresează aceleași domeniul medical. Și, totodată, să prezint câteva lucruri despre domeniul asigurărilor, idei macro, indicator macro, că, din punctul meu de vedere, specializate cu cifre. Cifrele pentru mine vorbesc. Sper să pot să redau și acest mesaj, să vă redau dumneavoastră mesajul cifrelor și 10 minute am sfert de oră doreți. Dar am o întrebare. Am identificat-o pe doamna ca mediator, presupun că mulți dintre dumneavoastră sunteți mediatori. Puteți să-mi spuneți că dintre dumneavoastră sunteți mediatori prin ridicarea mâinii, ca să văd cui mă adresez? Mai multe jumătate de sală au deja această meserie. Înțeleg că o parte cu întrebarea noastră sunt și doctori? Se poate, dacă există doctori între noi? La reprezentați. Sunt de asemenea asigurători, colegii mei sunt un număr de 10, o să vă spun de acum, de la Societatea de Asigurare și de la Unitatea de Supraveghere. Să încep prezentarea. Deci, așa cum am spus, câteva idei despre ce este asociația noastră. La o prezentare macro a pieței, asigurările de sănătate, asigurările de malpraxis, asta am să-l prezint în paralel. Și o scurtă încheiere. Asociația MUSA este asociația asigurătorilor din România, înființată cu aproape 20 de ani în urmă, de către 13 societăți de asigurare. Prezentare 22 de membri cu drepturi de bune și 2 membri asociați. Acoperă circa 90% din viața asigurărilor, dacă ne uităm la volumul de bune de subscrise, deci putem să considerăm că este reprezentativă pentru această presă. De asemenea, pe un comisar funcționează câteva instituții, cum ar fi Institutul de Asigurări, Comisia de Arbitraj și suntem membri la Insurance Europe, Federația Asigurătorilor din Europa, încă din 2007. Ce facem noi?
prezentăm interesele membrilor noștri, tot ce înseamnă relaționarea cu autoritățile, în special cu autoritatea de supraveghere, cu autoritățile statului. Încercăm să punem de comun acord interesele societăților de asigurare cu tot ce înseamnă reglementare, astfel încât să se poată respecta principiile asigurării. De ce subliniez acest lucru? Pentru că, în concluzie, o să am o abordare de acest fel. Evoluția indicatorilor macro ai pieței asigurării în România. Menționez că cifrele, în general, sunt numai pentru membrii asociației noastre, deci se referă la circa 90% din piață, cu excepția acestui slide, unde cifrele sunt pentru toată piața. Deci, după cum se poate observa în acest slide, piața de asigurări în ultimii 6 ani a fost pe pierdere. Asta înseamnă că profitul net al asigurătorilor a fost un minus. De ce și-au asumat aceste lucruri? Mă rog, sunt mai mult pe criterii care stau și pe incendii care stau la baza acestui lucru. Tot ceea ce sperăm este că în 2012 cifrele lucrurile a venit este doar o estimare, ca piața să nu mai fie pe pierdere. Gradul de penetrare în asigurări este din ce în ce mai scăzut. De fapt, asta spune și informația următoare pe care o să vă arăt. Și anume faptul că volumul de primele puteți suspecte din asigurări scade. Și datorită faptului că în toată această perioadă criza s-a manifestat, asigurătorii au simțit-o. Deci, acestea sunt rezultatele. De asemenea, cheltuiala cu asigurările în România este de circa 98 de euro în anul 2012, în scădere, într-o ușoară scădere. Variațiile nu sunt semnificative, dar oricum este în scădere. Dar ce vreau să subliniez este faptul că suntem departe de ceea ce înseamnă Europa, unde vârfurile sunt de circa 5.000 de euro pe cap de locuitor în Elveția, Luxemburg, suportă comparare. Dar inclusiv față de vecinii noștri bulgari au circa 150 de euro, 200 de euro cheltuială pe cap de locuitor, iar în Ungaria se cheltuiește cam circa 400 de euro fiecare în asigurări. Distribuția primelor sunt scrise în anul 2012, se poate observa că sectorul asigurărilor de viață reprezintă circa 20% din volumul de prime pute subscrise, volumul de asigurări generale reprezintă circa 80%. Asta este un grafic cu părțirea clasei de asigurări generale, unde se poate observa foarte bine că linia de business distribuită RCA, deci scuderea civilă, autocarist, educatorie și asigurările autocasco, dețin ponderea cea mai mare, dețin peste 50%, merg undeva spre 60-65% din tot ce înseamnă prime pute subscrise în această clasă de asigurări. Un grafic care reprezintă distribuția și evoluția pute subscrise și a indemnizațiilor plătite în această perioadă pe care am analizat-o, deci în 5-6 ani, se poate observa că volumul de prime pute subscrise a scăzut, în timp ce indemnizațiile plătite au crescut. Asta înseamnă că asigurătorii au cereri din ce în ce mai mare de descăpunire, pe diverse linii de business. Pot să mărturisesc acestea din auto, special. O să prezint o situație a lor și ce înseamnă pentru malpraxis și cât înseamnă malpraxis și asigurări de sănătate în tot acest domeniu vast. Așa cum spuneam la început, prezint asigurările de sănătate în paralel cu asigurările de malpraxis și am oarecum două definiții, nu spus două definiții, dar în paralel, dar acestea o să-mi permit să chiar să le citesc astfel încât să nu existe vreo
licență a exerciterii profesiei în culpa asiguratului. General, asiguratul este un cadru medical. Această asigurare se adresează numai cadrelor medicale, în timp ce asigurarea de sănătate se adresează tuturor persoanelor. Costurile acoperite prin asigurările de sănătate pot fi spitalizarea, convalescența, tratament la domiciliu după externare, indemnizarea pentru maternitate, consultații la un medic generalist, consultații diagnostic sau taxe la medic specialist, intervențiile chirurgicale, serviciile private de ambulanță, costuri de repartiere și mai cuprinde și alte costuri. Ce este de subliniat este faptul că nu se acoperă decesul prin asigurările de sănătate privată. Costurile acoperite prin asigurarea de malpraxis. Am doar câteva exemple pentru că le voi lăsa pe colegele mele undeva peste două ore, care vor vorbi specific despre asigurările de malpraxis și vor dezvolta acest subiect. Să vă spună mai multe. Deci, exemplele ar fi cheltuirea la prefacerea sănătății urmare a cuplei medicale, cheltuielile de deces, cheltuielile de judecată, daune morale și mai multe. Ce aș menționa aici, așa și un sublinia, având în vedere și discursul domnului minute dinainte, daunele morale sunt plătite de asigurător, numai în măsura în care acestea sunt acoperite prin poliță, numai în măsura în care acestea sunt în condițiile poliței, numai în măsura în care medicul își cumpără această acoperire. Asigurătorii nu pot plăti daune morale dacă în condițiile poliței nu sunt prevăzute acestea. Sunt și câteva exemple specifice pe polițele de sănătate și pe polițele de malpraxis. La fel, pe polițele de malpraxis, colegele mele după amiază o să le dezvolte. Pe polițele de asigurări de sănătate sunt excluderi specifice, cum ar fi urmarea afecțiunilor preexistente și ale bolilor cronice, autovătămarea, sinuciderea sau tentativa de sinucidere, consumul de alcool, drog sau abuzul de medicamente, culpa medicală certificată, care intră pe asigurările de malpraxis, medicina alternativă, proceduri necunoscute din punct de vedere medical, chirurgia estetică, tratamentele cosmetice, medicina experimentală și multe altele. Sunt scrise în poliță. Totdeauna asigurătorii scriu în poliță și excluderile. Excluderi la asigurările de malpraxis, doar câteva exemple. Intenția, operațiile estetice, practica actului medical sub influența narcotice și a alcoolului. Mergem mai departe că poți opinia mai mult după amiază despre toate aceste lucruri. Ce vreau să arăt prin acest grafic este faptul că asigurările de sănătate și asigurările de malpraxis, în total volumul de prime, dețin o pondere infimă, o pondere foarte, foarte mică. Cifrele chiar nu sunt nimic, 0,22% asigurări de malpraxis, circa 1% asigurări de sănătate, după ultimele cifre din 2012. Am prezentat cum a evoluat rata daunei pentru asigurări de sănătate și asigurări de malpraxis. Am prezentat pe ultimii 3 ani, nu am decât un comentariu și anume acela că în anul 2012, la asigurările de malpraxis medical, rata daunei pe indicatorii tehnici a ajuns la circa 71%. Pot să vă spun că rata cheltuielilor este de circa 37%, adunând aceste două cifre fac 108. Deci, pe această linie de business, asigurătorii sunt pe pierdere. Aceasta se justifică deja că doamne a avut la bază calculul, a avut la bază cifrele cât am calculat-o, acestea din urmă, și anume faptul că prime plute subscrise în anul 2012, mă refer efectiv la ultimul an financiar încheiat, volumul de prime plute subscrise în anul 2012 a fost de circa 3.500.000 de euro. Rezerva de daune avizate și neavizate
trebuie puse în rezervă. Această rezervă a depășit volumul de bune rude subscrise în anul 2012 și are circa 3,6-3,7 milioane de euro. Indemnizațiile brute plătite, deci efectiv cel rezoluționat de indemnizare, au fost de circa 300-400 de mii de euro. Referitor la numărul de contracte pe mari praxis, acesta se poate observa că a rămas relativ constant, deci există un punct de persoane care pot fi asigurabile de circa 200 de mii. Deci, cadrele medicale, din punctul nostru de vedere, numărul cadrelor medicale, din punctul nostru de vedere, dar în lungul anilor s-a păstrat constant, iar această cifră este cifrei de 200 de mii plus minus. Asta ne arată nouă număr de contracte încheiate în perioadele respective. Și, în loc de concluzii, vreau să spun câteva lucruri care le-am adunat noi de-a lungul unitate negocierile cu entitățile statului și ce propuneri concrete avem referitor la o bună reglementare și dezvoltare a acestui sector pe care îl reprezint. În prezent, asigurarea de malpraxis medical nu ocupă un loc important în portofoliul asigurătorilor, precum am spus, circa 3,5 milioane euro subscrie din 2012. Totuși, acestea au un potențial de dezvoltare datorită rolului social important pe care îl îndeplinesc. În măsura în care reglementările vor avea prevederi care pot conduce la corecta evaluare a riscurilor și respectarea principiilor asigurărilor. Revenind la asigurările de sănătate, dezvoltarea acestora, asigurări private de sănătate, subliniez, reprezintă o șansă pentru a avea servicii medicale mai bune. Pentru aceasta este nevoie de acordarea deductibilității fiscale totale, atât pentru angajator, cât și pentru angajator. Adresez aici și votului decizional în acest sens. Și conform simulărilor, un zar o deductibilitate fiscală de 400-600 de euro pe an, ar atrage în următorii 6-7 ani fondului suplimentar existent.